Un deceniu aproximativ de conflict între cele două societăți de transport, TPL și TAS, ar putea să se termine. După îndelungi procese, dar și discuții la masa negocierilor între reprezentanții societăților și administrația locală, se pare că s-au găsit soluții de rezolvare. Am avut discuții la primăria municipiului Suceava cu domnul Daniel Micu, președintele Consiliului de Administrație la TASA, care este de la Sibiu. Am încercat să propun o soluție de dezamorsare a acestui conflict și sigur că principial, mutual, tacit, a fost de acord. Urmează să facem o ofertă concretă din partea primăriei. Pentru că acolo, dacă nu mai sunt premizi, să ne mai judecăm încă 10 ani. Repet, terenul este a nostru, construcțiile sunt ale lor. Măsura în care vom găsi o soluție este condiționată de o plată pe care a câștigat o instanță cei de la TASA, o plată de 318.000 de euro, reprezentând chiria din 2004, de când ei n-au putut folosi acele hale de acolo. Noi avem prins această sumă în bugetul Consiliului Local pentru anul 2013, la capitolul daune, la propunerea celor din Consiliul de la AGA, de la TPL, este aprobată în Consiliul Local. În măsura în care vom ajunge la o soluție, deci asta este o condiție, să plătim acea sumă stabilită de instanță, în urma expertizelor care s-a făcut. Dacă TPL este proprietara terenului pe care se află firma, TASA este proprietară pe clădiri și platforma betonată. Primăria intenționează să construiască o nouă hală pentru TPL. Din 2014 este posibil ca în zona metropolitană să existe o nouă societate de transport persoane. Sunt în continuare optimist că unul din principalele proiecte pe care le vom face pe zona metropolitană va fi legată de transport. De aceea, ca să putem depune, și noi știți că am semnat un memorandum pentru transport electric, pentru a aduce alte autobuze, trebuie clarificată situația patrimonială de acolo. Ori găsim o soluție să împărțim acea curte, că asta ar fi logica. Deci să plătim această sumă, după care să putem negocia cu ei cum împărțim acea curte. Ideea că noi suntem proprietari pe teren, ei sunt proprietari pe construcții,